Societatea pe acțiuni Banca de Economii este succesorul Băncii de Economii, fosta Sberbank, AURSS. Și acest lucru este în sine un sinonim al fiabilității și încrederii din partea populației. În perioada de vârf a băncii au existat 37 de filiale și 533 de agenții cu o prezență în 370 de localități ale Republicii. Aceasta a reprezentat 45% din acoperirea bancară a țării printr-un sistem online unic de monitorizare și transfer de date. Banca a fost cel mai important pilon al sistemului financiar al Moldovei. În același timp, pentru afaceriștii și funcționarii lipsiți de scrupule, BEM a fost o sursă de îmbogățire personală. Ei au stors din această instituție peste măsură, urmând principiul „după noi poate veni și potopul”. Cum funcționează o bancă? Luând bani de la deponenți, banca se angajează să majoreze această sumă pe parcursul unei perioade fixe cu un anumit procent și să returneze banii. În timp ce oamenii așteaptă expirarea termenului, banca emite acești bani sub formă de împrumuturi pentru un procent mai mare. De exemplu, pentru a deschide o afacere. Atunci când o afacere returnează un împrumut, banca preia diferența dintre ratele dobânzilor și trăiește pe acești bani. Aceasta este situația ideală. Există o regulă importantă. Atunci când eliberează un împrumut, banca trebuie să depună din fondurile proprii, în fondul de rezervă, suma estimată ca fiind un risc de nerambursare, în cazul în care împrumutul nu este returnat sau dacă suma împrumutului nu poate fi plătită din valoarea gajului. Un fel de asigurare. În cazul Băncii de Economii, această procedură general acceptată a fost calea directă spre un faliment inevitabil. Timp de mai mulți ani, împrumuturile nu au fost rambursate deloc, gajurile s-au dovedit a fi supraestimate și banca a fost nevoită să astupe găurile noi pe propria cheltuială, în același timp achitând dobândă la depozitele populației. În acest mod, banca a pierdut de două ori mai mult. Nerambursarea împrumuturilor întrerupe întreaga schemă activității băncii, asemenea unui virus fatal care distruge banca din interior. În baza unei simple scheme, vom explica modul în care oricare dintre împrumuturile nerambursate și negarantate măresc gaura financiară cu o sumă semnificativ mai mare decât suma împrumutului în sine. Deci, deponentul depune o anumită sumă de bani în bancă. Banca emite această sumă ca împrumut. În cazul în care împrumutul și dobândă la împrumut nu sunt returnate băncii, acest lucru nu schimbă nimic în relația dintre bancă și deponent. Banca este obligată să elibereze dobânda la depozit, mărimea acesteia fiind de aproximativ 12%. Dar, deoarece banca nu câștigă din împrumut, este nevoită să elibereze dobândă la depozit cu bani dintr-un alt depozit, la care, la rândul său, de asemenea, trebuie achitată dobânda. Și așa mai departe. Banca care nu câștigă din împrumuturi, deservește depozitele din contul altor depozite. Dar acest fapt agravează situația sa financiară, formând un fel de piramidă financiară, un cerc vicios, o zonă sumbră în care banca moare treptat. Problema Băncii de Economii constituie anume acest fapt. După cum a fost stabilit după toate scandalurile, BM de-a lungul anilor a supraestimat valoarea reală a gajurilor pentru împrumuturi, dar și propriile posibilități de a garanta acoperirea creditelor neperformante. Acest lucru s-a făcut cu scopul de a induce în eroare Banca Națională și de a ascunde situația reală și îngrijorătoare creată în bancă. Banca a continuat să lucreze la limită. Volumul depozitelor populației a scăzut în mod constant. Oamenii și-au retras înainte de termen banii și BEM, așa cum este prevăzut de lege, le-a returnat integral depozitele plus dobânda. Dar în tot acest timp, împrumuturile emise pe perioada mai multor ani nu au fost returnate și banca a suferit pierderi colosale. În plus, BEM a suportat costuri suplimentare legate de întreținere, o rețea extinsă în întreaga țară, participarea la procese de judecată fără sfârșit privind returnarea împrumuturilor și așa mai departe. Acest lucru nu mai putea continua până la infinit. De la bun început, reprezentanții celor mai înalte eșaloane de putere au văzut banca ca un sac fără fund, de unde credeau că este posibilă veșnica sustragere de finanțe, fără să se gândească la consecințe.
Nu este surprinzător că în conducerea băncii de economii s-au aflat oameni cu reputație dubioasă și obiective discutabile. Cota statului moldovenesc în capitalul băncii s-a schimbat pe parcursul anilor 90 și 2000, dar un moment caracteristic, în perioadele în care participația statului a trecut la investitori privați, în jurul băncii se învârteau aceiași oameni care au adus banca la colaps cu un sfert de secol mai târziu. Pentru prima dată, în 1994-1995, cota statului în BEM a fost redusă prin două emisii într-o măsură în care statul și-a pierdut statutul de acționar majoritar și-a pierdut controlul asupra situației. În acel moment, funcțiile de conducere ale băncii erau ocupate de Nicolae Surdu, președintele băncii, președintele Consiliului Băncii a fost Grigore Gușnir, în viitor președinte al Consiliului Economic Superior sub conducerea președintelui Lucinski, și unul dintre membrii Consiliului era Gheorghe Filat, o rudă apropiată viitorului prim-ministru Vlad Filat. Lista viitorilor gropare ai băncii nu se încheie aici. Șeful secției de valori mobiliare, care a realizat emisia soldată cu pierderea controlului statului asupra BEM, la acel moment a fost Grigore Gacichevici, viitorul președinte al băncii în perioada 2004-2012 și subalternii săi, cunoscutul Alexander Gusev, mai târziu președintele Moldova Gaz, ale cărui urme au fost depistate și în colapsul băncii Invest Privat Bank. Dacă e să urmărim în continuare istoria dramatică a BEM, vom observa că la rădăcina tuturor problemelor a rămas invariabil clanul lui Filat, Gacichevici și personajele din anturajul lor. Puterea s-a schimbat, acționarii s-au schimbat, dar acest tandem neoficial, Filat-Gacichevici și anturajul lor, a rămas invariabil pe lângă bancă, după cum s-a dovedit, în detrimentul poporului moldovenesc și al statului. De fapt, BEM, deși aparținea statului, totuși principalele venituri obținute de aceasta erau extrase de oameni foarte departe de interesele statului. Ei au creat în jurul BEM o adevărată perdea de fum din rapoarte false și gajuri supraestimate. Au transformat banca de stat într-o fântână cu apă tulbure, în care de zeci de ani prindeau peștișuri de aur, până aceasta nu a secat datorită străduințelor lor. Începând cu anul 1994, Banca de Economie acordă zeci și sute de mii de lei în calitate de împrumuturi. Amintim, un dolar costa pe atunci doar 4,5 lei. Proprietatea statului este astfel împărțită între un grup de persoane. Oficialii vicioși au apreciat potențialul băncii de economii în realizarea schemelor lor dubioase. Scheme care nu au rămas deloc neobservate. Încă din luna iunie anului 1995, Parlamentul a atras atenția Băncii Naționale și a Guvernului asupra creșterii împrumuturilor neperformante și a adoptat o rezoluție pentru a lua sub control strict problemele de creditare și rambursare a împrumuturilor pentru a crea un sistem de contabilitate și control special asupra împrumuturilor nefavorabile. În 1996, statul avea acțiuni nu numai în BEM, ci și în Banca Socială, Moldova Agroin Bank și Exim Bank, adică era proprietarul unor active semnificative, ale căror valori reale au fost cunoscute numai de către conducerea superioară. În pofida îngrijorării evidente manifestate de autorități, în cadrul BEM nu au intervenit niciun fel de schimbări serioase. Statul a început să realizeze gravitatea problemei abia în 1998, când în luna decembrie acelui așa an, Parlamentul adoptă o nouă rezoluție cu o formulare destul de complicată. Având în vedere situația actuală din BEM, care afișează riscuri cu privire la menținerea cotei statului, cu scopul de a asigura integritatea depozitelor populației și asigurarea continuării activității băncii, Parlamentul suspendă orice tranzacție cu participarea capitalului, adică acțiunilor băncii de economii, și adoptarea oricărei decizii înainte de confirmarea cotei statului. Iar guvernului i s-a ordonat să numească un nou reprezentant al statului în Consiliul Băncii în termen de 2 zile. Cu alte cuvinte, guvernul a încercat să recâștige controlul asupra băncii, care a fost scăpat pe nesimțite din mâinile sale.
Chiar în ziua următoare, guvernul adoptă rezoluția numărul 1214-E, care confirmă cota statului, iar în decembrie 1998, statul își recâștigă controlul asupra BEM, confirmând cota sa în capitalul social în valoare de 14,33 milioane lei și își numește administratorul băncii în speranța că la această etapă criza va lua sfârșit. În 1999, guvernul a convocat o adunare extraordinară a băncii, în rezultatul căreia pachetul majoritar de acțiuni îi revine statului. 56,13%. S-ar părea că incidentul s-a terminat, dar acest lucru era departe de adevăr. Toate aceste eforturi ale guvernului nu au devenit deloc o garanție că situația din bancă s-a normalizat și aceasta a început să lucreze exclusiv în baza legii. Pe viitor, banca va trece prin noi încercări. În 1999, în calitate de președinte al băncii, a fost aleasă o persoană din anturajul lui Filat, un personaj foarte cunoscut, Viorel Țopa. De aici, toate își iau începutul. Controlul statului asupra activității BEM, sub un asemenea sprijin precum Filat, a devenit foarte condiționat. Furtul din bancă a urcat într-adevăr la nivel de stat. Au urmat scandaluri după scandaluri. Să ne amintim doar cel mai memorabil dintre ele. Începând cu anul 1999, împrumuturile de $1 milion în BEM nu mai par neobișnuite. Astfel, Victor Țopa și Viorel Țopa au încercat să cumpere compania aeriană de stat Air Moldova prin intermediul banilor statului din Banca de Economii. Schema a fost următoarea. BEM, sub conducerea lui Viorel Țopa, a acordat $1 milion unei firme asociate cu omologul său partener, Victor Țopa, care a participat la achiziționarea a jumătate din acțiunile companiei aeriene de stat. Milionul a fost eliberat sub gajul unui depozit de $400.000. Și pe nimeni nu a deranjat acest fapt. Dar dacă cineva crede că acest milion ar costa $400.000, greșește amarnic. Milionul emis de un Țopa altui Țopa nu trebuia să-i coste niciun cent. Acțiunile trebuiau să decurgă în modul următor. Victor Țopa cumpără o participație în cadrul companiei aeriene de stat cu milionul din Banca de Economii. După aceea, Viorel Țopa, printr-un gest nobil, între ghilimele, permite unei companii offshore să preia gajul. Și asta e. Nu mai e nici gajul, cu toate că acesta este de două ori mai mic decât suma împrumutului, și nici împrumutul, pe care nimeni nici nu avea de gând să-l ramburseze. Finalizarea acestei scheme de o obrăznicie rară, în cele din urmă a suferit eșec numai din cauza schimbărilor politice din țară. Viorel Țopa a fost președinte al băncii până în anul 2001. El și-a executat în așa mod mandatul încât pe numele lui a fost deschis un caz penal. În ianuarie 2012, judecătoria sectorului Buiucani l-a găsit vinovat și l-a condamnat la 8 ani de închisoare. Instanța, de asemenea, a oferit câștig de cauză în procedura civilă băncii de economii, colectând de la Viorel Țopa daunele aduse băncii în valoare de $400.000. Țopa, ca și partenerul său omolog, condamnat într-un alt caz penal, a fugit din țară și se consideră refugiat politic. Demisia demonstrativă a lui Țopa nu i-a oprit pe afaceriștii lacomi care doresc îmbogățirea rapidă. Deja în 2004, Grigore Gacichevici, care a înnecat Banca de Economii încă în anii 90, a fost promovat în funcția de președinte al băncii. Odată cu sosirea lui, volumul împrumuturilor dubioase a atins punctul maxim, iar banca a intrat într-o situație fatală care s-a sfârșit cu o catastrofă în anul 2014. Banca de Economii se dezvoltă în mod activ scheme de emitere de împrumuturi pentru gajuri goale, când în caz de neachitare a împrumutului nu va fi posibilă recuperarea proprietății sale din vânzarea gajului. Exemple tipice. Vinăria Acorex Wine Holding este creditată în 2004 și de 3 ori în 2005 cu o sumă totală de 79,7 milioane de lei. Din vânzarea gajurilor declarate, banca recuperează doar 8 milioane de lei. Iar în 2009, compania anunță despre falimentul său.
În anul 2005, întreprinderea de stat care s-a cuibărit în umbra Ministerului Transporturilor, întreprinderea de stat Servicii Transport Auto, ia un împrumut de 3,23 milioane de euro în baza gajului proprietății de stat. Dar apoi, printr-o serie de decizii judecătorești dubioase, deja în 2012, practic preia de la bancă întregul gaj imobiliar. Cinismul situației este că era imposibil de oferi în calitate de gaj o proprietate de stat fără consimțământul guvernului, chiar dacă este un angajament față de banca de stat. Ca urmare, pentru a acoperi creditele neperformante, au rămas doar 22 de autobuze uzate cu o valoare totală mai mică de 10 milioane de lei. Dauna de 126 de milioane de lei, conform cursului valutar din 2015, trebuia să fie ștearsă. În anul 2015, istoria cu rambursarea sau, mai degrabă, nerambursarea împrumutului este complet eliminată. La cererea Moldtelecom, întreprinderea de stat Servicii Transport Auto este declarată în stare de faliment. În 2007, o altă întreprindere de stat, Mold Resurse, a fost creditată cu 89 de milioane de lei în baza unui gaj care a constituit aproape un sfert din suma împrumutului. Bineînțeles, împrumutul nu a fost returnat niciodată, iar în 2010, întreprinderea de stat a fost imediat declarată în stare de faliment. Daunele față de BEM au constituit 117 milioane lei conform cursului valutar din 2015. În 2008, o companie a luat pentru vinăria din Cojușna un împrumut de la BEM în sumă de 1,63 milioane de euro și jumătate de milion de dolari, dar în 2010 compania și-a anunțat falimentul. Împrumutul nu a fost returnat. În 2011, prin intermediul companiei Alsvit Vin ICS, prin intermediul offshore, a fost acordat un împrumut de 46 milioane de lei de către BEM, prin care a fost răscumpărat gajul aceleiași vinării din Cojușna, care a fost declarată în stare de faliment, adică pe banii băncii de economii. Valoarea reală a gajului pentru astfel de împrumuturi, în realitate, constituia de la 5 până la 7 milioane de lei, cu toate că banca astăzi încearcă să le vândă fără succes pentru suma de 55 de milioane. În 2008-2011, firmele afiliate lui Ivan Tomail, Romanta Plus SRL, Amtarex SRL, Amtrax SRL și Tivalicom SRL, care a construit apartamente inclusiv pentru angajații SIS și a Procuraturii Generale din Moldova, a luat din BEM împrumuturi în sumă de 405 milioane de lei, oferind în gaj viitoarele apartamente care încă nici nu erau construite. În același timp, în toți acești ani, cu consimțământul deplin al conducerii băncii, Tomail a vândut cu succes aceste apartamente care reprezentau gajul față de bancă oamenilor, iar o parte din acestea așa și nu au mai fost construite. Ca urmare, mii de familii au fost prejudiciate, acum forțate să alerge prin instanțe, în timp ce Tomail a dispărut complet. Banca a suferit o pierdere de jumătate de miliard de lei. Toate cifrele sunt în dolari conform cursului valutar din acel an. În 2009, Vlad Filat a ocupat funcția de prim-ministru. Drept urmare, statul și-a pierdut în mod evident interesul față de situația din bancă, însă poziția premierului în ceea ce privește Banca de Economii, dimpotrivă, s-a întărit. Filat, a cărui rudă la mijlocul anilor 90 a început să submineze BEM din interior, a început să promoveze istoria bancară în favoarea sa. În 2012 l-a numit pe subalternul său din guvern și persoana de încredere, șeful Cancelariei de Stat, Victor Bodiu, președinte al Consiliului BEM. Pe parcursul mandatului de prim-ministru al lui Filat, are loc o emitere masivă de împrumuturi bancare negarantate firmelor afiliate cu șeful guvernului. Operațiunea de pompare a banilor din bancă a fost concepută pentru a avea loc într-o tăcere totală. Pentru a atinge acest obiectiv murdar, organele de control, conducerea băncii și șeful guvernului au acționat în coluziune. Filat nu a trebuit să inventeze nimic nou. Mecanismul de stoarcere a banilor de la BEM a fost cizelat de ani întregi. Toată lumea era pregătită pentru acest lucru de o aroganță fără precedent. Persoane interpuse de prim-ministru pe pozițiile cheie și Gacichevici, care a dus banca la colaps nu pentru prima dată. A rămas doar de tras pe trăgaci pentru a da startul. Banca Națională, care este autoritatea de reglementare a întregului sistem bancar, a constatat în raportul său din 2012 că
Gacichievici nu și-a îndeplinit îndatoririle în ceea ce privește administrarea, gestionarea atentă și supravegherea activităților băncii, în special riscurile la care este expusă banca, calitatea activelor băncii, eficacitatea sistemului de control intern. Anterior, banca a efectuat tranzacții dubioase, fără sens economic, ceea ce a condus la creșterea riscurilor și a cauzat în mod semnificativ crearea unor situații suplimentare de pierdere a activelor. Raportul Băncii Naționale a dezvăluit pe hârtie schema folosită de Gacichievici și echipa sa, care acționează cu aprobarea tacită a persoanelor numite de filat, pentru sustragerea banilor. Conducerea băncii, adică domnul Grigore Gacichievici, nu a luat măsuri eficiente în contextul comercializării activelor corporative în schimbul restituirii împrumuturilor. Nu a efectuat o evaluare adecvată a acestor active pentru a determina valoarea lor reală și, prin urmare, pentru a simplifica procesul de comercializare a acestora. În același timp, banca a încălcat de asemenea legea cu privire la instituțiile financiare, iar toți membrii Comitetului de Credit al BEM, Gacichievici, Vitiu, Mișov, Belibov, Bejenar, nu au avut grijă ca beneficiarii banilor să-și dovedească solvabilitatea în ceea ce privește rambursarea în termen, ceea ce a dus la o deteriorare a calității portofoliului băncii, pierderi și o reducere semnificativă a capitalului. Gacichievici și subalternii săi ofereau împrumuturi la stânga și la dreapta. Grupul de companii Valex Schimb, care operează pe piața de combustibil, în mod regulat lua împrumuturi de la BEM, aducând valoarea creditelor acordate în 2012 la suma de 500 de miliarde de lei. În calitate de gaj, compania a oferit pentru început doar câteva benzinării, conducte și echipamente, iar în cele din urmă a oferit în calitate de gaj o valoare extrem de ciudată pentru oricine cunoaște geografia Republicii Moldova pentru clasa a 5-a și a 6-a, și anume o carieră de țiței din Baimaclia, cu toate că lumea cunoaște că extracția materiilor prime în Moldova nu are sens din punctul de vedere al profitabilității. Prin decizia instanței, prejudiciul cauzat BEM a fost determinat în sumă de 807 milioane de lei, bani pe care banca așa și nu i-a mai primit. Banca de Economie și Valex Schimb, un parteneriat convenabil pentru toți. Te alimentezi regulat? Ai reduceri garantat! Grupul de companii Lidiana Lux a luat un împrumut în sumă de aproape 170 milioane de lei de la Moldincom Bank, apoi BEM cumpără acest împrumut, primind în gaj terenurile, echipamentele și imobilul fabricii Mold Carton. Atunci când a apărut întrebarea cu privire la returnarea banilor către Banca de Economii, s-a dovedit că echipamentul a fost uzat la 70%, clădirile au fost abandonate și dărăpânate și, în cel mai bun caz, întreaga garanție costă 50 de milioane de lei. Dar chiar și în acest caz, nimeni nu vrea să achiziționeze aceste active până în prezent. Vyacheslav Platon, persoană cunoscută pentru afacerile sale dubioase, care se afla în spatele companiei Mold Carton, și-a înregistrat în activul său o altă tranzacție dubioasă pentru retragerea directă a fondurilor de la BEM. Cu aceasta, se pare, a și început interesul lui Platon față de BEM. În 2011, compania Incotir oferă în gaj pentru împrumutul de 20 de milioane de lei o secțiune din cariera de minerale. Însă, potrivit Agenției de Geologie și Resurse Minerale, în carieră, rezervele acestor minerale s-au epuizat de mult timp, iar eficiența de extracție este zero. Dar conducerea băncii nu a acordat atenție acestui fapt și, drept rezultat, a luat în calitate de gaj o văgăună obișnuită. Această adâncitură, de care vă puteți singuri convinge, nici astăzi nu prezintă nicio valoare financiară și nici de cum nu putea constitui un gaj sub un asemenea mare împrumut. Un alt exemplu, o companie cu licența pentru activități în sectorul energetic, dar uitând să înscrie în statutul său activitatea dată în general, S.A. Bracconi, în anul 2011 ia un împrumut de 80,8 milioane de lei din cadrul Băncii de Economii, cauzând mai târziu băncii daune în sumă de 112,9 milioane de lei. O organizație fantomă care a primit o sumă imensă de bani fără asigurare. Credeți că aceasta este doar o neglijență criminală a managementului bancar? Compania Pricom Taxcom a cumpărat de la BEM fabrica de carne din Ungheni, plătind doar 3 din cele 44 de milioane de lei din prețul stabilit și pe care imediat a oferit-o drept gaj înapoi Băncii de Economii pentru un împrumut de 25 de milioane de lei. BEM nu a mai văzut niciun ban de la ei, iar în februarie 2014 compania a declarat faliment. Daunele băncii au constituit 75 de milioane de lei.
s-a ajuns chiar și la punctul în care BEM a luat în calitate de gaj clădirea unei grădinițe care încă funcționa, situată pe Bulevardul Moscovei. Ca urmare a lanțului de evenimente din perioada 2002-2010 și a unor decizii judecătorești discutabile, clădirile devin proprietatea companiei Alexus Plus, care în iulie 2010 primește un împrumut în Banca de Economii în valoare de 1.200.000 de euro, oferind în calitate de gaj instituția de învățământ care încă funcționa. Bineînțeles, împrumutul nu a fost returnat. Banca primește dreptul la gaj și executorul judecătoresc care a venit la locul obiectului a găsit părinți furioși și copii înspăimântați. Și acum, Primăria Municipiului Chișinău, timp de aproape 7 ani, se judecă cu oricine este posibil ca să-și recâștige proprietatea asupra clădirii grădiniței. În consecință, BEM din nou rămâne cu nimic. Patru firme, Alit, Silanta, Fergus și Tiblind, au luat împrumuturi cu o valoare totală de peste 8 milioane de euro și au lăsat în gaj 3 apartamente mici, clădirea distrusă a unei fabrici de tutun din Fălești și un teren lângă Chișinău. Ca urmare, după cum se poate presupune, toate firmele care și-au gajat proprietate s-au declarat în stare de faliment și nu au mai returnat banii. Această listă poate fi continuată până la infinit. A existat de asemenea o schemă mai vicleană, când împrumuturile acordate întreprinderilor de o zi au fost folosite pentru a acoperi datoriile firmelor a căror lichidare nu era încă rentabilă. Dar chiar și în acest caz, datoriile către BEM au fost stinse prin banii de la BEM. Toate acestea se întâmplau în fața lui Cacichevici și a echipei sale, față de guvern și organele de control, de parcă nimeni nu a observat nimic. Sumele creditelor neperformante au crescut ca un bulgăr de zăpadă. Potrivit cuvintelor aceluiași Dorin Drăguțanu, primele probleme au început să se manifeste în 2007, ceea ce înseamnă doar un singur lucru. Schemele funcționează de mai mulți ani. De 1 ianuarie 2013, BEM cu o mare probabilitate putea să întâlnească noul an fără licență, iar cetățenii fără posibilitate de a-și primi depozitele înapoi. Volumul depozitelor persoanelor fizice în perioada respectivă a scăzut cu 881,5 milioane lei sau cu 22,9%. Clienții și-au retras rapid depozitele. Reducerea fondurilor în bancă putea conduce la o scădere a volumului capitalului sub nivelul necesar pentru a deține o licență în conformitate cu normele BNM. La sfârșitul anului 2012, peste 55% din toate împrumuturile emise de bancă deja erau problematice și irevocabile. La începutul anului 2013, capitalul normativ al BEM a constituit 129,67 milioane de lei, în timp ce Banca Națională a stabilit o limită de 200 de milioane de lei. Banca nu a avut o altă alternativă decât să caute opțiuni cel puțin pentru o soluție temporară a problemei, astfel încât să nu rămână fără licență. Cauza catastrofei iminente a fost depistată în 2013 de Comisia Parlamentară de Investigație. S-a dovedit că, încă din 2010, președintele BEM, Grigore Gacichevici, a fost însărcinat cu elaborarea unui plan de îmbunătățire a calității portofoliului de credite prin reevaluarea procesului de control intern în acest domeniu. Cu toate acestea, până la demisia sa în 2012, Gacichevici așa și nu a luat nicio măsură. Nu au reacționat la deteriorarea situației nici membrii Consiliului de administrație BEM, care, după cum a arătat comisia, începând cu anul 2010, închideau ochii la încălcările grave și la cheltuieli în secțiunea cheltuieli pentru achiziționarea bunurilor, servicii de reparații capitale, activități de sponsorizare și filantropie. Deputații au subliniat faptul că nu a existat un răspuns adecvat la încălcările identificate parțial de auditorii Curții de Conturi, dar au menționat că primele semnale ale deteriorării situației financiare în Banca de Economii au apărut încă în anul 2010, deși atunci toate aceste fapte nu au creat o amenințare la adresa întregului sistem bancar al țării. În același timp, s-a stabilit că primul semnal de alarmă a fost semnalat în octombrie-noiembrie 2010. În această perioadă scurtă, BEM a emis împrumuturi care depășesc 50% din totalul împrumuturilor din sistemul bancar al țării, iar deja în 2011, managementul băncii, în opinia deputaților, a încercat să ascundă frauda falsificând rapoartele, artificial micșorând volumul real de împrumuturi nerecuperabile. A
existat o coluziune evidentă între managementul băncii și conducerea guvernului. Premierul Filat a suspendat în mod neașteptat demiterea lui Grigore Gacichevici, deși în 2009 a anunțat în mod public că va fi demis pentru gestionarea irațională a băncii și încălcarea normelor legale. Dar în 2011, Consiliul Băncii, care era încă guvernat de stat în persoana reprezentanților conduși de Filat, a aprobat un nou statut al BEM, în care puterile lui Gacichevici au fost extinse. Reprezentantul statului în persoana viceministrului finanțelor Victor Barbăneagră nu a exprimat nici măcar o obiecție. În iunie 2013, Parlamentul a revizuit raportul Comisiei de Investigație privind situația de la BEM. Deputaților, într-atât le era de evident cine este vinovat în colapsul BEM, încât în timpul audierilor, Mihai Ghimpu a părăsit sala, acuzându-l pe Filat. Ghimpu a declarat că Filat a fost responsabil pentru furtul din bancă. Vlad Filat trebuie să dispară pe arena politică. Atât timp cât acest despot va fi pe arena politică, așa o să fie viața întotdeauna. Numai criză și criză. Mizerie și sărăcie. Stimați cetățeni, luați-l la crion, notați-l. Vlad Filat trebuie măturat pe arena politică. Odată și pentru totdeauna. Și procurorii să-și facă datoria pentru trafic de influență, abuz în serviciu și contrabandă de țigări. Și n-am să las niciun clip în fiecare zi, am să fac interpelări, ca aceste dosare să ajungă pe masa judecătorului. Ca să vedem noi de cine șantajează pe noi un om care a furat banca de economii, care a furat tot în Republica asta. În aceste condiții, în primăvara anului 2013, a fost efectuată o procedură de curățare a băncii de împrumuturi nefavorabile, a căror prezență în bilanțul BEM ducea la revocarea licenței. Această atribuire, sau cu alte cuvinte, cesiune a împrumuturilor, a permis creșterea capitalului normativ la volumul necesar și salvarea BEM de la retragerea licenței. Dar, așa cum s-a dovedit, doar pentru un timp scurt. În acel moment, amintim că statul deținea în bancă 56% de acțiuni. În august 2013, guvernul a decis să emită acțiuni suplimentare ale băncii în valoare de 80 de milioane de lei și să le vândă investitorilor privați. Drept urmare, cota statului a scăzut la 33,1%, iar acțiunile au fost cumpărate de companii private. În același timp, a fost încheiat un acord special între stat și noi acționari, potrivit căruia ei s-au angajat să ridice capitalul băncii pe propria cheltuială. Ulterior, vicepreședintele Băncii Naționale, Ema Tăbârță, a confirmat acest lucru. Condițiile speciale pentru sprijinul financiar direct stipulate în acordul cu noul acționar majoritar privat ne permit să sperăm că Banca de Economii va reuși să obțină resursele necesare și, mai important, timpul necesar pentru a restabili activitatea deplină. După cum a subliniat președintele BEM de atunci, Ivan Krivceanski, era vorba despre investirea în bancă a mijloacelor în valoare de 1 miliard de lei. În același timp, condiția a fost menținerea de către stat a pachetului de blocaj, și anume 33,3% plus o acțiune. Investiția unei astfel de sume uriașe în BEM, care a suferit daune majore, putea fi efectuată numai prin încrederea că banca își putea continua funcționarea pentru o perioadă lungă de timp cu eficiență maximă. În primăvara anului 2014, 25% din acțiuni au fost cumpărate de gigantul financiar rus Vneshekonombank și se părea că situația s-ar putea îmbunătăți. Cu toate acestea, povara creditelor neperformante a fost prea mare. În momentul în care s-a decis vânzarea unei părți din participația de stat la Banca de Economii, pierderile totale din împrumuturile nefavorabile au constituit mai mult de 3 miliarde de lei. Cel mai elocvent și astăzi cel mai nemenționat fapt a fost recunoașterea directorului Centrului Național Anticorupție, generalului Viorel Chetraru. Din tribuna Parlamentului, el a declarat că grupul financiar Shor a venit la bancă când în soldul său BEM avea deja credite irevocabile în valoare
valoare de 3 miliarde de lei. Adică exista deja o gaură de 3 miliarde de lei pentru care nimeni nu voia să răspundă. Iar Shor, în calitate de investitor, s-a angajat să readucă viață pe un câmp ars pe care nimic nu mai crește. Nu știu la ce se gândea el, adică Shor, atunci când și-a asumat responsabilitatea pentru aceste împrumuturi. Nu știu care era motivul lui, a declarat generalul Chetraru din tribuna parlamentară. Și iată că am ajuns la finalul și sfârșitul istoriei Băncii de Economii. La 25 noiembrie 2014, Curtea Supremă de Justiție anulează în mod neașteptat emiterea de acțiuni care a avut loc în august 2013 și privează toți acționarii de acțiunile achiziționate pentru care au plătit deja din propriile lor mijloace, inclusiv banca rusească Vneșekonom Bank, care le-a cumpărat de la unul dintre acționari. Iar cu o zi mai târziu, pe 26 noiembrie 2014, Banca Națională introduce o procedură specială de gestionare în BEM. Din acel moment, banca nu a mai aparținut investitorilor. Este important de reținut această dată. Și acum vorbim despre celebrul miliard. În primul rând, trebuie să înțelegem că cifra de 1 miliard a fost luată din pot. Cifra dură și ușor de reținut, care este convenabilă pentru a fi folosită în titluri și la meeting-uri, nu are nicio bază. Dacă e să calculăm, ca urmare a emiterii de împrumuturi nefavorabile sub acoperirea lui Gacichevici și a lui Filat, precum și a celor numiți de ei, prejudiciul cauzat BEM constituie aproximativ 600 milioane. De dolari. Această cifră a fost confirmată chiar de compania Kroll. Această sumă este alcătuită din mai multe părți. 4,5 miliarde lei sau 375 milioane de dolari conform cursului valutar din anul 2012 daune rezultate din eliberarea de împrumuturi în timpul președinției lui Gacichevici și a mandatului de prim-ministru al lui Filat și 250 milioane de dolari împrumuturi emise în diverse forme la structurile afiliate lui Filat și sub presiunea lui Filat. În acest sens, apare interesul figurii unui om de afaceri scandalos cu reputația de riderul numărul 1 în CSI, Vyacheslav Platon. Numele său mereu apare în cazul BEM. Deci, se știe că fondurile de la Banca de Economii treceau prin băncile care aparțineau lui Platon pe conturile firmelor care la fel îi aparțineau lui. În plus, după falimentul celor trei bănci, Platon a primit un beneficiu indirect. O mulțime de clienți au început să se deservească în băncile sale. Dacă cineva a și suferit în această istorie, atunci acesta este chiar Ilan Shor. Una dintre cele trei bănci falimentare îi aparținea personal lui și el a pierdut o afacere stabilă. În mod clar, se observă un interes comun al lui Filat și Platon față de schemele frauduloase din BEM. Însă, pentru a duce la capăt un furt de proporții atât de mari, ei aveau nevoie ca banca în acel moment să nu fie în mâinile statului, ci în cele ale unui investitor privat. Ei aveau nevoie de un contabil acar. Acest rol i-a fost atribuit lui Ilan Shor, al cărui interes în dezvoltarea constantă a afacerilor este bine cunoscut. O concluzie interesantă este făcută de ziarul Komsomolskaya Pravda în Moldova, care a efectuat o proprie investigație. Sub presiunea lui Filat, el a fost obligat să achiziționeze pachetul de control al BEM. Cu toate acestea, primul control a elucidat situația financiară teribilă a băncii și numeroasele urme de fraude vechi de mulți ani care au condus la aceasta. Dorind să construiască o afacere financiară serioasă pe baza a trei bănci comerciale, Shor nu a putut să nu se simtă înșelat. În plus, el nu a putut să nu înțeleagă că fostul premier a pregătit pentru el rolul unei victime, chemată să fie trasă la răspundere pentru furtul efectuat de alte persoane de la BEM. Evident, resentimentele și dezamăgirea au devenit un motiv serios pentru mărturia sinceră în fața investigației. Guvernele se schimbau unul după altul. În multe privințe, instabilitatea politică și isteria în mass media au completat colapsul băncii. Banca ar fi putut fi salvată, dar s-a decis ca aceasta să fie distrusă pentru a ascunde beneficiarii. Să nu uităm că toate guvernele care au fost angajate în lichidarea băncii au fost conduse de membrii partidului lui Filat. De asemenea, tot ei au angajat compania Kroll, cunoscută în mod scandalos pentru disponibilitatea de a satisface dorințele
dorințele clientului, chiar și cu prețul înșelătoriei și al concluziilor false. De asemenea, să nu uităm nici faptul că, chiar și în timpul introducerii unei administrări speciale a Băncii Naționale în BEM în noiembrie 2014, când noi acționari, inclusiv Ilan Șor, au pierdut conducerea, statul ar fi putut alege o altă cale. De exemplu, de a permite băncilor să lucreze și să ramburseze ajutorul oferit de stat. Dar o decizie extrem de controversată a fost luată în favoarea lichidării acestora. Soluția era ambiguă, însă consecințele acesteia sunt irreversibile. Mulți spun, strigă și scriu că rezerva țării a fost furată, adică ajutorul acordat de Banca Națională a Moldovei pentru trei bănci problematice. Dar faptele ne vorbesc altfel. Primul leu din ajutorul de stat a intrat în bănci la 1 decembrie 2014, adică deja când a fost introdusă procedura de administrare specială în bănci. Dacă acești bani au fost furați, atunci responsabilitatea pentru aceasta nu ar trebui să fie pusă pe umerii acționarilor care au fost deja înlăturați de la conducerea băncii, ci pe umerii oficialilor care au luat aceste decizii dubioase. Din suma acestor fonduri publice care au acoperit gaura financiară formată timp de mulți ani, băncile lichidate au reușit să închidă datoriile către populație. Oamenii nu au avut de suferit, dar a suferit reputația țării. Însă oficialii și afaceriștii fără scrupule au acționat întotdeauna conform principiului după noi poate veni și potopul. Acum, unii dintre ei vor sta mulți ani după gratii pentru a-și da seama câtă nedreptate au avut.